Bună seara! În seara asta am pregătit o prezentare despre rolul certificării în România, dar în același timp, pe parcursul prezentării, o să vorbesc puțin și despre o comparație România versus ce se întâmplă la nivel de Europa, la nivel de alte țări și, practic, cum anume sau care este rolul certificării în dezvoltarea și ajutarea sistemului silvic de a avea practici importante pe partea de pe mai multe părți. Ca și idee sunt numele meu este Bliga Bogdan. Sunt în prezent doctorant în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, iar ce urmează să prezint face parte din teza de doctorat. În același timp am terminat facultatea de silvicultură la Suceava, iar în prezent lucrez la Prefer by Nature, este o organizație internațională non-profit, care are mai multe niveluri și mai multe activități. Una dintre ele este și certificarea, dar în același timp se ocupă și de alte proiecte și de alte lucruri la nivel internațional. Rolul meu în organizație este de a ajuta organizațiile din sectorul forestier de a-și implementa politici de sustenabilitate și rolul meu este mai mult legat de legislația EUTR și implementarea ei. În același timp am fost implicat în unele proiecte care au evaluat sistemele de certificare existente la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional și cum interacționează cu legislația sau cum interacționează cu diferite alte lucruri. Iar în privința prezentării acestea, subiectul și ce urmează să prezint, am lucrat la ea în ultimii 4 ani și ceea ce urmează o să încep de fapt direct ca să prezint, să nu îndureze mult. Deci pe partea de protejarea mediului, primele acțiuni care au fost la nivel internațional pe partea de protecție au început din o mișcare la nivel internațional pe salvarea pădurilor tropicale și exploatarea irațională a resurselor. Unul dintre primele evenimente, să zic așa, de acest fel a fost în America, legat de un mare lanț de magazine, iar la această mișcare, practic, au fost proteste la magazinele din mai multe din toată țara și scopul a fost de a opri furnizarea de produse de lemn obținute din pădurile tropicale. Acest lucru s-a întâmplat la nivelul anului 2000, deci acum 20 de ani. După un alt lucru interesant la nivel internațional a fost cel al firmei Victoria's Secret, care ea în principiu a avut tot așa o campanie negativă pe partea de defrișare și pe implicarea ei în distrugerea unor pădure. De această dată a fost legat de faptul că folosea foarte multă hârtie la tipărirea acelor cataloge și atunci din acest punct de vedere volumul de hârtie utilizat fiind destul de mare, impactul este de asemenea mare, iar societatea civilă s-a implicat în acest mod și a încercat să schimbe puțin modul de orientare asupra lemnului și asupra protecției mediului înconjurător. Un alt caz tot pe acest context de protejare a mediului și pe stoparea defrișărilor, din nou mai mult pe zona tropicală, unde acolo este un impact mai mare și de acolo a pornit toată această discuție.
Este de data aceasta Jungle Bird, a fost la nivelul anului 2010-2012 mai multe secvențe, practic personajul care îl vedeți în partea dreaptă jos a apărut la mai multe evenimente, făcând, promovând practic faptul că trebuie ca să facem ceva ca să stopăm tăierile ilegale din diferite zone. Un caz mai recent este din Polonia, poza de sus, în care oamenii s-au legat practic de utilaje pentru a împiedica exploatarea unei păduri cu un grad mare de biodiversitate. Și ținând cont de aceste lucruri, pe partea de practici silvice, când vorbim de practici silvice, vorbim despre un set de măsuri care sunt aplicate de administratorii pădurilor la nivel de Uniune Europeană sau la nivel internațional. Pentru România, administratorii pădurilor înseamnă ocoale silvice. Iar aceste practici silvice, în principiu, sunt dezvoltate cu ajutorul a două tipuri de sisteme. Un tip de sistem este cel reglementat. În tipul de sistem reglementat vorbim despre nucleul principal, care este reprezentat de legislația silvică. Iar pe lângă legislația silvică avem o legislație conexă. Legislația conexă înseamnă, spre exemplu, convențiile ratificate pentru protejarea persoanelor, spre exemplu, acordul ILO sau alte convenții de tipul acesta. Altă legislație este pe partea protecției mediului, poate fi legislația EUTR, care nu face parte din legislația silvică, dar este o legislație care intră în sistemul reglementat. Pe partea cealaltă, putem avea sisteme voluntare. Sistemele voluntare sunt de obicei create de către organizații non-profit, neafiliate politic, și aceste sisteme voluntare încearcă și ele să dezvolte practicile silvice dintr-un alt punct de vedere și utilizând un alt mod de a interacționa cu administratorii pădurilor și un alt mod de a practic promova practici silvice. Mai departe, aici ceea ce avem este modelul teoretic, în care avem un sistem reglementat și un sistem voluntar, dar ele în partea de practică, ele interacționează între ele și practic în toate țările, ca și idee, avem legislația silvică, care este practic nucleul, este baza. După avem legislația conexă, partea cu gri, care este și ea prezentă. Iar sistemele voluntare, în principiu, ar trebui să vină ca ceva suplimentar față de legislația silvică și legislația conexă. Și aici, cât de mult înseamnă acea parte suplimentară pe care o aduce sistemul voluntar, în plus față de legislația silvică, depinde de fiecare țară în parte. Aici ce avem în graficul acesta sunt mai multe țări și, spre exemplu, dintr-un studiu realizat în 2018, aveți codul QR în partea de sus a ecranului, în caz că vreți să-l vedeți. Practic se arată că există diferite graduri de libertate a proprietarilor de pădure în diferite țări ale Uniunii Europene. Și ținând cont de acest lucru, putem să ne gândim la faptul că în România partea de certificare nu aduce neapărat atât de multe noutăți ca, spre exemplu, Estonia sau Germania, unde legislația silvică este mult mai, să zicem, puțin, mult mai mică în comparație cu România și atunci
este un volum mai mare de lucruri de făcut în plus pentru a respecta cerințele voluntare ale unei certificări. Bogdan, te întrerup puțin, scuze. Cum Da. s-ar traduce în practica silvică ceea ce ne prezinți tu acum, aceste trei, să le spunem, scenarii? Adică, apropo de gradele de libertate sau apropo de deciziile pe care le poate lua fie administratorul, fie proprietarul, poți puțin dezvolta aici ideea, te rog? Da, aici, ca și idee pe partea aceasta de legislație, spre exemplu, în România avem o legislație care zicem noi că este destul de bine pus la punct, este foarte bine pusă la punct pe partea de silvic și îți impun reguli. Spre exemplu, ca și proprietar de pădure, nu ai voie să mergi să tai arbori din suprafața ta decât dacă ai un amenajament silvic, respecti regulile, normele tehnice și de-abia după toate aceste lucruri poți ca să mergi și să îți tai arborii de care ai nevoie. Pe partea cealaltă, spre exemplu, în țările nordice, acolo legislația este mai permisivă și, spre exemplu, ca și proprietar de pădure, ai voie să mergi și să îți exploatezi pădurea în momentul în care vrei, fără atât de multe restricții și atât de multe lucruri pe care trebuie să le implementezi ca în cazul României. Asta este un exemplu de diferență dintre ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă în alte țări din Uniunea Europeană. Și din lume, bineînțeles, că sunt și alte cazuri. Dacă mai sunt întrebări sau lucruri pe parcursul prezentării, spuneți-mi și oricând, cu cea mai mare plăcere răspund la întrebări. Iar partea de prezentare, ce urmează, ea se va focusa mai mult pe certificarea FSC. După cum a spus și Mihai, certificarea FSC este primul tip de certificare al pădurilor existent la nivel internațional. Iar acest sistem de certificare este caracterizat de faptul că toate deciziile și toate lucrurile care se fac în cadrul sistemului se fac ținând cont de principiul egalității. O egalitate care trebuie să fie între partea sau persoanele care reprezintă mediul, partea care reprezintă mediul social, oamenii, iar cea de-a treia parte, mediul economic. Iar în același timp, sistemul FSC încearcă să balanceze situația la nivel internațional între emisfera sudică și nordică. Practic, să aibă toți un cuvânt de spus în cadrul sistemului FSC în momentul în care iau anumite decizii de a face anumite lucruri, de a implementa anumite standarde, care este conținutul pe ele. Practic, trebuie să fie un acord între toate aceste părți pentru a putea face o modificare. Iar un alt lucru, o altă caracteristică importantă este faptul că are și asigură o parte de transparență foarte bună. Iar transparența constă în standardele utilizate, toate standardele sistemului sunt publice, oricine le poate accesa, le poate consulta, le poate studia și utiliza. Mai departe, ceea ce este tot foarte bun este faptul că rapoartele de audit ale managementului forestier sunt disponibile publice. Deci, practic, este o echipă, merge în audit, dar este important ca la sfârșit să vedem un rezultat al acestei munci, să vedem cam care este situația respectivului ocol sau respectivului administrator de păduri. Bineînțeles, ce aduce din nou nou este partea de, sau nu neapărat nou, dar actualizările de standard sunt și ele tot într-un mod transparent. Dacă se face o actualizare de standard, ea este anunțată din timp, oricine poate comenta, oricine poate aduce îmbunătățiri la acest sistem.
și mai departe, desigur, în cazul în care sunt reclamații, sunt dispute legate de un anumit certificat sau de un anumit component a standardului FSC, oricine poate face o reclamație la mai multe niveluri pentru a obține un răspuns și pentru a putea să îmbunătățească comportamentul în respectiva zonă. Iar pe partea de certificare, ce mai este important este faptul că avem două tipuri de certificate. Avem certificarea pădurilor, cunoscută și ca forest management, sau certificarea de administrare a pădurilor, iar pe partea cealaltă avem certificarea lanțului de custodie. Certificarea lanțului de custodie se referă la firmele care utilizează lemnul din păduri pentru ca să poată să ajungă în final produsul ca și certificat în magazin. Toate firmele din lanț trebuie să fie certificate. Cu roșu aveți practic partea în care o să mă focusez cu partea de prezentare, de ceea ce o să vorbesc mult o să fie despre partea de administrare a pădurilor și cum este aceasta în România din punct de vedere al certificării FSC. Pe partea de pași de certificare, pentru că și acest lucru este important, pe partea de pași de certificare avem în primul rând o decizie a respectivui organizație că dorește să se certifice. După este o aderare a principiilor FSC, faptul că nu o să fie implicat în activități legale, dar aici nu se referă neapărat doar la suprafața care va fi inclusă în certificare, se referă la tot comportamentul respectivei organizații. După se face o evaluare inițială, se face după un audit anual, iar certificatul este dat pentru perioada de 5 ani, cu condiția ca să se facă și auditurile anuale, iar la sfârșit se face o reevaluare care practic este cam la același nivel ca și evaluarea inițială. Iar din toate aceste trei tipuri de evaluări care se fac, rezultă un raport de audit, iar în raportul de audit sunt prezentate lucrurile pozitive, sunt descrieri ale zonei certificate, dar în același timp sunt descrise și partea de lucruri de îmbunătățit sau non-conformități care pot fi de două feluri, minore sau majore. Minore însemnând o problemă izolată, temporară, ceva care nu este sistematic, iar major înseamnă o problemă repetitivă sau ceva care este sistematic sau continuă de o perioadă lungă de timp. Iar utilizând acest lucru practic, cei care dețin certificate FSC, din acest punct de vedere, fac parte din sistemul FSC. Nu mai vorbim, spre exemplu, ca la un sistem reglementat în care cineva vine și verifică dacă ai făcut bun și după pleacă și vine peste o perioadă de timp și doar vede. În cazul în care nu ai făcut ceva bun, există consecințe negative și lucruri de acest gen. Aici, sistemul de certificare FSC te face cumva să fii parte al sistemului și să încerci să îți îmbunătățești treptat modul de lucru și cum anume faci sau aplici practicile silvice când vorbim despre administrarea pădurilor. Ce este interesant este și evoluția certificării FSC din România. Putem vedea că certificarea a început din anul 2002 cu Ocolul Silvic Năruja, certificând undeva în jur de vreo 30.000 de hectare de pădure în Franța. Iar după ea a continuat, iar vedem că în momentul actual sunt undeva în jur de 2,8 milioane de hectare certificate FSC. Ca și o idee, în total
Asta înseamnă undeva cam jumătate din fondul forestier național care este certificat FSC. Vedem și cum au evoluat numărul de certificate al lanțurilor de custodie al firmelor. Odată ce în piață au fost mai multe păduri certificate și numărul firmelor din lanțul de custodie au crescut. Aici este o reprezentare, numele ocoalelor care sunt certificate, ceea ce este interesant și o comparație ce a fost acum 4 ani de zile, în 2017, comparativ cu ce avem acum, este că la nivelul proprietarilor privați de pădure avem o creștere de 70.000 de hectare certificate, ce este un progres destul de bun. Bineînțeles, Regia Națională a Pădurilor ea reprezintă marea parte a pădurilor certificate, având certificate, la momentul de față, mai multe certificate de grup, totalizând o suprafață de 2,5 milioane de hectare de pădure în total. Mai departe, un prim lucru despre care o să vorbesc o să fie despre suprapunerea dintre cerințele certificării FSC și cerințele legale. După cum am precizat la început, poate exista o anumită suprapunere, aceste trei tipuri de cazuri care pot fi. Și pornind de la acest lucru, ce am făcut, asta a fost acum, cred, 3 ani sau 4 ani de zile, cu ajutorul domnului conferențiar Liviu Micforel de la Suceava și al altor auditori și experți din domeniu, a fost să analizăm standardul FSC de la acel moment, standardul Woodmark pentru România, era un standard adaptat, care conținea în principiu 9 principii, deci este pe vechea versiune a standardului FSC. Între timp s-a dezvoltat și există o nouă versiune în care sunt 10 principii ca și idee. Dar în acest studiu ce am făcut este să luăm toți indicatorii acestui standard, indicatorul fiind fix lucru care trebuie implementat de administratorul pădurii, iar au fost trei experți de la trei organisme de certificare care au evaluat standardul aplicat la acel moment în România. Au fost două runde de consultare, iar ce anume au comparat este faptul că fiecare indicator este acoperit de cerințele legale sau este în mare parte acoperit sau dacă acel indicator nu este acoperit deloc de cerințele legale de la acel moment. Și ca și rezultat, ce putem observa este faptul că mare parte a standardului de certificare FSC reprezintă practic cerințe legale. La acel moment, 2018, 70% din standard era reprezentat de cerințe legale. Iar dacă îi se comparăm unde suntem noi în România cu alte țări, un studiu asemănător a fost făcut în Brazilia, tot în același an, iar rezultatul acelui studiu a fost că doar 32% din standardul FSC pentru păduri naturale este acoperit de cerințele legale. Deci, practic, putem vedea unde suntem noi comparativ cu cei din Brazilia. Iar ca și ideea aici, la momentul respectiv, pădurile cu valoare ridicată de conservare, principiul 9, a fost evaluat ca și parte voluntară. Odată cu dezvoltarea standardului național FSC, procentul de acoperire a cerințelor FSC de cele legale este mult mai sus. Probabil undeva în jur de 80%, pentru că spre exemplu, pe partea de păduri cu valoare ridicată de conservare, acolo putem vedea că în noul standard național
a fost integrate partea de, de norme tehnice și de zonare funcțională. Și atunci, clar că o parte din respectivele lucruri sunt reglementate de legislație, comparativ cu momentul în care a fost făcut acest studiu. Practic, dacă îi să ne uităm din nou pe cele trei categorii, putem spune cu roșu că suntem noi, în care avem un sistem silvic bine pus la punct, foarte reglementat, poate chiar un pic prea mult reglementat. Și în același timp, asta înseamnă că pe partea de sistem voluntar nu poate să mai... sau nu aduce atât de multe lucruri în plus față de ceea ce avem deja. Pe partea cealaltă, Brazilia cu albastru, putem spune că se află undeva la mijloc, o situație, să zicem, echilibrată în care certificarea poate aduce destul de, de multe lucruri noi comparativ cu legislația din țara respectivă. Asta a fost o primă parte. După am continuat studiul mai departe și am trecut pe analiza non-conformităților din rapoarte publice. Aici, pe partea de analiza non-conformităților, după cum am menționat anterior, practic din raportul de audit, există aceste non-conformități care pot fi minore sau majore. Și ceea ce am făcut este să descarc toate rapoartele existente la sfârșitul anului 2017 și am analizat perioada 2008-2017, toate rapoartele disponibile în sistemul FSC. Aceste rapoarte au fost pentru 27 de certificate valide și 3 terminate. Iar ce am făcut mai departe este să realizez o bază de date în care am pus toate nonconformitățile, tipul lor și ce am făcut este să analizez dacă aceste nonconformități reprezintă încălcarea legislațiilor, legislației silvice sau dacă aceste nonconformități reprezintă încălcarea unor cerințe voluntare, cerințe impuse de certificarea FSC și neexistente în legislația națională. Aici, ce putem să vedem ca și rezultat este că, practic, 54% din numărul nonconformităților în total, practic 54% mai mult de jumătate, a reprezentat încălcarea cerințelor legale. Și atunci, pe partea aceasta, putem vedea că certificarea încearcă să ajute sistemul legal pe această parte, identificând aceste lucruri și încercând să le corecteze. Și ceea ce putem să vedem este puțin și profilul acestor nonconformități. Când vorbim de nonconformități care țin de cerințe legale, pe această categorie putem, în total au fost în principiu 20 de categorii, dar pe această categorie putem vedea că cele mai multe sunt în partea de probleme sociale, fiind undeva în jur de 40% din totalul acestor tipuri de nonconformități, urmat de domeniul problemelor de mediu. Acesta este tot destul de important aici. Iar ceea ce putem vedea pe partea de social, de probleme de sociale aici, putem vedea că în principiu activitățile cele mai multe, dacă ne uităm care este descrierea rol, cele mai multe țin de activitățile de exploatare. Iar principala problemă identificată pe partea de social ține de lipsa echipamentelor de protecție în timpul exploatării,
Mai sunt cazuri în care sunt tehnici incorrecte de doborâre a arborilor sau lipsa instructajului făcut către, persoanele care lucrează în, în pădure sau lipsa trusei de prim ajutor care apar pe, pe acest domeniu. Din a doua categorie, cea a problemelor de mediu, aici putem vedea că chiar dacă la noi pe partea de legislație există reglementări importante pentru diminuarea impactului de mediu, în practică auditorii au identificat încălcări importante referitoare la drumurile de scos apropiat sau la drumurile care trec prin cursuri de apă, la eroziunea solului, scurgeri de ulei de la echipamente sau lipsa kitului absorbant pentru a putea diminua acele scurgeri de, de ulei. Practic, acestea sunt principalele, să, să zicem așa, lucruri identificate în nonconformități la, la noi în, în țară, pe perioada studiată. Pe partea cealaltă, pe cele voluntare, aici ceea ce putem să vedem este că cea mai mare categorie este legată de monitorizarea de partea de, de mediu și de partea de monitorizarea pădurilor cu valoare ridicată. Conceptul de păduri cu valoare, valoare ridicată de conservare vine cumva nou sau a fost cumva nou la acel timp și atunci acea parte de monitorizare a fost puțin mai greu, să zicem, de implementat pentru în unele situații. Iar pe partea de, de social, aici o mare categorie ce avem este legată de evaluarea impactului social, cât și pe partea de transparență. După cum am spus, standardul FSC lucrează pe, pe acest lucru și, spre exemplu, o solicitare este de a face public un sumar al planului de management sau un sumar al pădurilor cu valoare ridicată de conservare. Și atunci, pe această parte de transparență, din nou, a fost poate fi considerat poate un pic mai, mai greu de implementat la început, dar aceste organizații continuând cu partea de certificare este clar că au îmbunătățit aceste lucruri și acum vorbim despre o altă situație. Aici puteți să vedeți exemple de nonconformități, practic o apă, un râu deviat pe drumul forestier, eroziune, arbori care sunt loviți de parte de exploatare. Iar pe partea de tot de analiza nonconformităților, ce vedem aici este cam care sunt mediile pe certificat. Deci nu vorbim pe audit sau pe raport, este pe certificat aici. Deci pe o perioadă de 5 ani de zile în care este acordat certificatul pentru o organizație, putem vedea cam că aproximativ 7% din standard este identificat în nonconformități în perioada auditurilor. Iar aici este un grafic puțin mai complicat. În principiu, ceea ce putem să vedem este că cu roșu, punctul acesta de partea de jos, cu roșu și cu negru, aici putem vedea că la început cu roșu sunt nonconformitățile care reprezintă încălcarea legislației, iar cu negru sunt nonconformitățile care reprezintă încălcarea standardelor FSC fără a reprezenta încălcarea legislației. Putem vedea că la început, cumva, lucrurile au fost mai mult în, să zicem, aproximativ egale sau mai mult a fost pe partea de voluntară, dar în decursul anilor, odată cu mai multe certificate, odată cu
creșterea acestui număr, putem observa că au crescut mai mult numărul de nonconformități care reprezintă încălcarea legislației, comparativ cu numărul de nonconformități care reprezintă încălcarea doar a cerințelor de certificare. Acesta este, să zicem așa, ce se întâmplă la noi, în România. Bineînțeles, o întrebare care am avut-o după ce am terminat acest studiu a fost pe unde ne aflăm noi comparativ cu alte țări din Europa. Și pentru a vedea acest lucru, am continuat partea de studiu și de analiză și am luat în considerare 10 țări din Europa. În total au fost 315 rapoarte luate din nou și analizate din perioada 2013-2015 și am văzut puțin profilul lor pe țări, pe ani, cum este distribuit numărul de nonconformități, cum este distribuit numărul de certificate. Acesta este un studiu care tot l-am început de mult timp, încă nu este finalizat. Lucrez împreună cu mai mulți cercetători să-l terminăm, dar va fi în perioada următoare cu siguranță terminat. Din acest studiu, cam ce anume a rezultat este faptul că, pe de o parte, putem vedea că avem țările post-socialiste, în care numărul nonconformităților sunt destul de puține legate de probleme de mediu. În același timp, pe partea cealaltă, putem vedea că sunt, spre exemplu, Suedia, o țară nordică, în care vedem că numărul nonconformităților pe partea de probleme de mediu este mai mare și asta se poate traduce prin faptul că pentru ei este mai, să zicem, dificil de implementat certificarea FSC din punct de vedere al cerințelor de mediu, pentru că, da, din desigur diferite motive, dar neavând un sistem de legislație silvică atât de reglementat, ca și la noi, probabil că le-a fost mai greu să implementeze certificarea. Mai departe, analizând din nou, este un text destul de descriptiv pentru fiecare nonconformitate și atunci, în unele cazuri, poți să îți dai seama dacă o nonconformitate reprezintă, practic, încălcarea unei cerințe legale sau nu. Și atunci am mers și am făcut această analiză de text pe toate nonconformitățile din aceste țări. Și aici ce putem să vedem este că, din nou, în țările din grupul Polonia, România, Bulgaria, aici putem vedea că sunt mai multe nonconformități care sunt descrise ca fiind încălcări ale legislației. În același timp, în partea de Suedia, acolo vedem că sunt mai multe în sistemul voluntar. Practic, tot acest lucru. Și aici putem spune că în România este o legislație destul de rigidă, dar în același timp este și greu de implementat. Lucru scos în evidență practic și de aceste încălcări, să zicem, repetate pe partea de cerințe legale. Dar astea, să zicem, au fost pe partea de nonconformități, de lucruri care au fost evidențiate pe partea de rapoarte. Acum trebuie puțin să ne gândim și la părțile pozitive și la practicile care au fost îmbunătățite de certificarea FSC în România. Iar dacă e să vorbim despre lucrurile îmbunătățite, putem vorbi despre faptul că au existat sau există o creștere a transparenței pentru ocoalele silvice care au ales să se certifice. Există proceduri de înregistrare a prângerilor,
Există o listă a părților interesate de activitățile respectivului OCOL. Există rapoarte de identificare a pădurilor cu valoare ridicată de conservare, o monitorizare anuală a acestor păduri, cât și rezumate publice ale activităților desfășurate de respectivele ocoale. Mai departe, pe partea de pregătire a personalului silvic, aici putem spune că și aici lucrurile au fost îmbunătățite. Au fost îmbunătățite lucruri legate de managementul forestier, procesul de implementare a cerințelor legale, cât și voluntare. Sunt cerințe, practic certificarea FSC ce a ajutat și la implementarea cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, care, din nou, o parte de cerință legală. Pe partea de pregătire a firmelor de exploatare, și aici este un lucru destul de important, îmbunătățit, care ține din nou de sănătatea și securitatea muncă, pentru că certificarea FSC cere ca OCOL-ul să se asigure că toți cei care lucrează în suprafața certificată îndeplinesc și cerințele de sănătate și securitate muncă. Și atunci, pe lângă controlul de la agențiile de la stat, atunci este și un control suplimentar și o grijă suplimentară din partea OCOL-ului pentru a se asigura că implementează acele cerințe. Ce mai putem să vedem este pe partea de arbori de biodiversitate, care sunt marcați cu rolul de a fi păstrați pe termen nelimitat și ajută foarte mult în dezvoltarea biodiversității. Pe partea de păstrare a lemnului mort în arboret, care și acest lucru este important, pe partea de păstrare a zonei tampon pentru păraie, din nou un lucru destul de important. Iar pe partea de impact pozitiv asupra mediului putem vorbi despre pădurile cu valoare ridicată de conservare, care sunt un lucru foarte bun pe partea de mediu. Există o certificare FSC ajutat la transpunerea planurilor de management Natura 2000 în limbaj silvic, cât și la identificarea și evaluarea pădurilor virgine și a valorilor culturale din respectiva zonă. Iar dacă tot nu au fost întreruperi până aici, putem vorbi și despre concluziile prezentării, care în principiu ar fi că certificarea FSC este un sistem transparent și ajută la dezvoltarea unor practici la un nivel de țară, la nivelul de OCOL, bineînțeles, și fiind implementată în mai multe locuri, putem să vedem un impact pe o perioadă de timp. Și bineînțeles că există unele interacțiuni dintre sistemul de certificare și cel reglementat. Acest fapt că o mare parte dintre nonconformități reprezintă încălcarea legislației pune presiune pe partea de legislație, de ce se întâmplă, dar bineînțeles sunt lucruri care sunt îmbunătățite și trebuie înțeles și acest lucru care este important. Practic faptul că chiar dacă este identificat un lucru care poate fi negativ pe partea de legislație, sistemul FSC încearcă să îl îmbunătățească și să ajute respectivul OCOL să își depășească acea situație. Iar revenind la schema de la început, aici putem vedea că, din nou, există unele interacțiuni dintre certificarea FSC, legislația silvică. Spre exemplu, certificarea FSC are un indicator care cere să fie respectate legislația națională. Pe partea cealaltă, legislația națională, spre exemplu, prin partea de UTR, cere ca partea de
legislație să fie respectată, iar de multe ori este utilizat sistemul FSC pentru a demonstra că într-o anumită regiune respectivul OCOL, respectiv administrație, respectă legislația. Bineînțeles, mai există și un alt tip de interacțiune prin faptul că proprietarii de păduri care aleg să se certifice pot să primească o parte pozitivă din punct de vedere economic prin faptul că nu mai trebuie să plătească impozite. Deci, practic, există mai multe tipuri de interacțiuni dintre aceste două tipuri de sisteme și o să vedem exact unde o să ajungă toate aceste tipuri. Cam aceasta a fost prezentarea mea de astăzi. Dacă sunt întrebări sau totul a fost clar. Mulțumim mult, Bogdan, pentru prezentare. Sigur, totul a fost clar și sigur sunt și întrebări.